Și în acest an, Primăria Hunedoara și-a propus ca de 1 iunie Ziua Internațională a Copilului să le ofere sărbătoriților o zi plină de răsfăț, evenimente distractive, surprize și provocări, demne de basmele sau poveștile cu eroii preferați. Sâmbătă 1 iunie, Bulevardul Dacia, Parcul Tineretului, Pietonala Corvin, Grădina Zoologică, Ștrandul Corvina și Castelul Corvinilor vor căpăta și mai multă culoare și viață printr-o mulțime de activități menite să aducă zâmbete pe fețele tuturor celor mici, dar și un dram de nostalgie a propriei copilării în sufletul adulților. Încălzirea copiilor pentru minunata zi de sărbătoare organizată de Primăria Municipiului Hunedoara în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Hunedoara începe la ora 9 pe Bulevardul Dacia cu demonstrații de karting oferite de Palatul Copiilor de Deva, structura din Hunedoara. Apoi, în Parcul Tineretului, între orele 10 și 20, se desfășoară o multitudine de acțiuni și evenimente, iar personajele principale din această zi de poveste nu pot fi altele decât copiii. Aceștia vor avea la discreție toboganele gonflabile sau pot participa la concursurile distractive, rațele și vânătorii, ștafetă, maraton, elastic, șotron, coarda, vânătorii de comori. La orice pas, sărbătoriții se pot întâlni cu personaje din universul Disney sau se pot transforma chiar ei în personajele preferate la atelierele de pictură pe față, ori pot urmări spectacolele de dansuri populare și balet susținute tot de copii hunedoreni, iar la finalul zilei teatru pentru copii cu spectacolul Frozen susținut de actorii din Petroșani. Tot de la ora 10, ziua porților deschise la Grădina Zoologică din Hunedoara, intrarea fiind liberă pentru toți vizitatorii. Acolo, până la ora 11:30, personajele din universul Disney vă așteaptă cu surprize și desene pe asfalt. De ziua lor, copiii sub 18 ani au acces gratuit la vizitarea Castelului Corvinilor. De curând, distins cu premiul întâi la gala destinația anului 2024 la categoria Atracții Culturale Educative. La amiază, concurs de robotică, ediția a patra organizată de Primăria Hunedoara, Liceul Tehnologic Matei Corvin Hunedoara și Uniunea Artiștilor Plastici din Hunedoara. De la ora 12, liber la bălăceală pentru copii, pentru că de 1 iunie se deschide și ștrandul Corvina. Și tot acolo, timp de mai bine de o oră și jumătate, printre sărbătoriți, vor fi și personajele din universul Disney, cu o mulțime de surprize pentru cei mici. Povestea zilei de 1 iunie, acasă, la Hunedoara, se încheie cu o ultimă întâlnire cu personajele din universul Disney. Și dacă mai adăugăm la toate acestea diplomele celor mai buni concurenți, baloanele colorate, premiile și pachetele cu dulciuri special pregătite de organizatori, copiii Hunedoarei vor putea spune că povestea în care au trăit de ziua lor acasă la Hunedoara a fost una magică.